Suporterii echipei de handbal au reacționat la propunerea autorităților locale de a diminua bugetul echipei mari. De curând, edilii locale au cerut conducerii CSM Făgăraș un plan de restructurare și diminuare a cheltuielilor pentru a face economii în contextul preconizării unei crize financiare. Această propunere a stârnit reacții diverse în mediul online. Lucian Cupu, consilier local, a declarat că susține menținerea sumelor acordate din bugetul local echipei de handbal, iar pe de cealaltă parte, un practicant făgărășan al acestui sport, în persoana lui George Moldovan, a declarat că tonele de bani publici băgați în sportul de performanță sunt o eroare majoră de management administrativ. Ieri, o altă scrisoare a fost făcută publică în mediul online și trimisă instituțiilor de presă de un grup de suporteri ai CSM Făgăraș, respectiv a echipei de handbal. De această dată, scrisoarea era adresată primarului Făgărașului Gheorghe Sucaciu. Suntem cutremurați la aflarea veștii că ați avea intenția de a renunța să susțineți echipa de handbal a Făgărașului. Ar însemna la a o condamna implicit la retrogradare. Ar fi un crun destin, o sinucidere în lumea sportului. Noi suntem suporterii acestei echipe. Echipa aceea pe care am purtat-o pe brațe la victorie, atunci când și-a învins adversarii și-a atins performanța. Echipa aceea pentru care am suferit când ea a fost învinsă. Cei care am strigat din inimi și care am strâns la piept fulare și tricouri de dragul emblemei și al renumelui câștigat cu greu. Suntem acești oameni care au mulțumit conducerii orașului de ieri și de astăzi că a susținut echipa să promoveze și că a menținut-o apoi în Liga Națională a României. Am avut convingerea că veți avea o strategie, o continuitate și că veți merge înainte, nu înapoi. Am avut încredere și încă mai avem. Știți, uneori marile victorii se obțin în ultima secundă. E adevărat și marile decepții vin ca un trăsnet la fel. Ne aflăm la un pas de victorie, dar și în pragul unei decepții uriașe. Primarul Făgărașului a reacționat la această scrisoare printr-un comunicat. Oameni buni, trebuie să lămurim lucrurile în privința CSM Făgăraș. Nu intenționez și nu am afirmat niciodată că va fi desființat clubul sportiv municipal. Am avut mai multe întâlniri cu conducerea clubului în care am explicat că din cauza contextului economic actual, finanțarea din bugetul local pentru anul viitor va fi redusă cu cel puțin 50% față de suma de aproximativ 3.500.000 de lei. Acordată în 2019. Am luat această decizie exclusiv pe baza cifrelor. Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au publicat prognoze sumbre. La nivel global este cea mai gravă recesiune de la criza economică mondială de acum aproximativ 90 de ani. Îi asigur pe sportivi și suporteri că activitatea clubului va continua, inclusiv în Liga Națională, dacă toți factorii implicați vor elabora un plan care se va încadra în cheltuielile pe care ni le permitem. Zilele acestea voi discuta cu conducerea clubului pe baza acestui plan. Este o parte din declarația primarului Gheorghe Sucaciu, făcută în comunicatul publicat online.